Așa cum v-am promis în materialul anterior, astăzi avem Black Metal de producție 2022. Patru albume interesante. Să nu mai stăm pe gânduri și să-i dăm drumul. Trupa din Portland, Falls of Rollos, a depășit de mult timp granițele așa numitului Cascadian Black Metal, punând în balanță elemente de rock progresiv, neo-folk și black metal ca într-o formulă alchimică. Key to a Vanishing Future este o lucrare ambițioasă și realizată cu maestrie. Acest album oferă o mare varietate de soluții. Una dintre cele mai importante și mai cunoscute trupe de pe scena black suedeză, Vatain, a lansat The Agony and Ecstasy of Vatain. Trioul, fundat în 1998, încearcă să facă legătura între extremismul vechii școli plină de ură și epicitate păgână și un stil mai accesibil publicului larg. Red and full of truth, I'm not.
și Acheron Tass, una dintre cele mai respectate trupe în domeniul black metalului ocult, a lansat albumul cu numărul 9, Malocchio, The Seven Tongues of Demon. Cele 7 piese care alcătuiesc noul album amestecă răceala păgână cu inserții simfonice și clape în stilul anilor 70. Thank you.
Perspectiva stilistică a duo-ului sloven Snog, tiparele clasice ale black metal-ului primordial își găsesc corespondent în contaminări avantgardiste. Lucrarea Dan Koje Vrak Svel Salo, sper că am pronunțat cât de cât bine, este compusă dintr-o singură piesă lungă de inspirație folclorică. We'll be right back.
Se gra, se go. Popolo ci
Tardetici okoli vas letio i do svakodnev je krvavo da umesti. Kovači zarodki posle. Îmi place foarte mult duo-ul sloven Snok. O piesă foarte, foarte interesantă. Aștept pe viitor lucruri interesante de la această formație. Sunt curios care sunt preferințele voastre. În următorul video vă prezint preferințele mele în materie de Stoner Doom Sludge. Deci, fiți pe fază. Eu vă salut, să aveți grijă de voi. Ne vedem la următorul video.